acest proiect? Ce presupune, de fapt? Pe scurt, este un proiect care se adresează asistenților sociali din zone rurale defavorizate sau orașe mici, dar defavorizate din România, la fel și în regiunile celorlalți parteneri în proiect. Scopul lui ar fi să dezvoltăm abilitățile asistenților sociali sau practicienilor în asistență socială din alte țări, de a interveni în comunitățile rurale dezavantajate în care activează, adică de a încerca să mobilizeze aceste comunități să vină împreună în sprijinul persoanelor vulnerabile. Un proiect cu participare internațională, am observat. Da, este un proiect cu participare internațională. Sunt încă 6 țări partenere alături de noi. Este vorba de Universitatea Veliko Târnovo din Bulgaria, și de alte 5 organizații non-guvernamentale din Grecia, Italia, Portugalia, Spania și Slovenia. Un nume pentru proiect? Are un anumit nume? Da, proiectul se numește Empowering Practitioners in Social Works from Rural Areas, adică împuternicirea practicienilor în asistență socială din zonele rurale.